mamă, tată și dețul alea cu copii, că noi am ajuns venim. Și voi ați crezut? Și nu jumătate de oră s-o prinde jumătate de oră. Petru și Tatiana Costin din Călăraș spun că într-o zi de aprilie s-au pomenit cu doi bebeluși în casă. Ei povestesc că cea care le-a lăsat pruncii este iubita fiului lor, Zarina. Bărbatul zice că după ce le-a adus copiii și i-a anunțat că le sunt nepoți, tânăra a dispărut. Unde-s documentele? Nu s-a, că se dea pe masă. Când mă uit, nu s-a, și-am priceput că iar au fugit. Ei au lepădat copiii și au fugit și noi a rămas copiii. Noi n-am putut să lepădăm copiii și noi. După ce au depășit primul șoc, cei doi soți au încercat să dea de urmele Zarinei. Ei au aflat că la doar câteva ore după ce le-a adus pruncii, femeia ar fi trecut hotarul spre România. Undeva peste vreo două ore, tot el m-a sunat. A, tot Vasile v-a sunat? Vasile m-a sunat și a stat eu de la România. Dar copiii ăștia și mi-ai lăsat mie. Eu trebuie să mă duc la lucru. Ei vă ajută cumva? Nu, vă susțin? Nu. Deloc nici o capică. Eu îi spunem, las-o că are, nu te ține de dânsa, că are copii. Ea are 5 copii, are. Da. Fără ăștia doi, mai are încă 5. Una o ține cu dânsa, patru slepădați. Eu ziceam, știți că fata asta nu-ți pare viața așa, e încurcat, are soțul la închisoare, copii. Nu, mamă, eu așa înșagă. Mai mult, Petru și Tatiana se îndoiesc că geminii sunt nepoții lor și acum își doresc în primul rând efectuarea unui test ADN. Dumneavoastră, cred că fata seamănă cu tine, dar băietul nu. El folosește cu tableci, cu... și e tot. Și prin asta ea l-a legat. De cât i s-a legat, l-a stricat mai tare, e pe dânsul. Dumnezeu știe că și-a făcut e. Poate s-a și dus la bărbatul la pușcărie acolo, la sfidare, în adeverințele de naștere. Nu-i pus ca tată băietul meu, dar-i pus ca tată altul, unul Serghei. Echipa noastră a reușit să dea de urmele Zarinei, mamei gemenilor. Unde se află ea acum? Ce a motivat-o să-și lase pruncii în brațele unor oameni care o resping? Și cum își argumentează fapta? Ce ascunde tânăra despre trecutul ei. Anume din această cauză, Petru se îndoiește că micuții sunt nepoții lui. Ce spune Vasile despre relația cu Zarina și care vor fi rezultatele testului ADN? Vedeți astăzi! Care vor fi rezultatele testului ADN? Se va confirma oare că Vasile este tatăl geminilor de 7 luni sau cei doi soți, Petru și Tatiana, cresc la ei în casă copii străini? Aflăm asta în câteva minute. Iar acum a venit momentul să auzim pe Zarina, mama geminilor care cresc acum în casa eroilor noștri. Atenție! Am fugit cu soțul meu, dar fie după dânsul așa. Eu nici nu m-am dus singur, dar m-am dus cu dânsul. Ne-am dus la muncă, trebuie să ne ducem la muncă și m-am dus cu bărbatul și le-am lăsat cu bunicii, că nu le-am lăsat cu străinii. Bunici. Da, eu și m-am dus cu fiorțul, eu și nu m-am dus singur și-am lepădat copchii, eu m-am dus la muncă, dar noi întâi ziua vorgim. Nu, noi pe noi nici sună, dar întâi ziua. Noi vorgim și copchii, evident. Da. Noi n-am știut că trebuie să mai ridici și întrebări, știți cum? Le-am lăsat, zic că le-am lăsat. Dar el a știut să ridici și întrebări și când s-a trezit, vreau să iei copii. Și el singur a spus, cum să ne iei copii, că nu vreau. Și o desfacem ceva. Și, adică a vorbit cu asistent social de la primărie de la Călăraș și cu dânsul ne-am înțeles cu ea, adică să facem, adică chestia asta. Eu vreau să înțeleg un lucru. Totuși, ei au plecat așa cum ați povestit voi sau ați avut o înțelegere în prealabil că ei vor pleca și vă vor lăsa copiii? Pentru că asta încercau ei să ne spun acum. Că a fost o înțelegere. Nu a fost nicio înțelegere. Ei ne-au măjit și au lăsat copiii și au fugit. Dar ca să înțelegem noi toți, copiii v-au fost lăsați cu înștiințarea asistentei sociale din localitate? Ei au lăsat copiii fără asta, dar custodia când ne-a făcut-o primăria de la Călăraș, au făcut la București acolo o hârtie prin notar și ne-a trimis-o la primărie prin fax. O trimis-o precum că ei, adică ne dă nouă, ne încredițează nouă copchii că să luăm seama dânsă. Asta deja era după ce au plecat. După și au plecat, da. Că să nu ni le iei apeca, să nu ni le iei. De la noi să le iei. Nu avem dreptul să le ținem fără documente. Dar cine a decis asta? Deja voi ați făcut legătura cu ea și m-ați rugat? Da, asistența socială de la Călăraș nouă ne-a spus. Voi dacă n-aveți niciun document pe copchii ăștia, voi țineți la voi în casă copchii ilegal.
Voi trebuie să aveți un document, lasă-vă trimată de acolo, de unde e acordul. E că vă lasă copchii sub seama voastră. Ca altfel, dacă altfel, noi vă luăm copchii. Așa, și voi nu ați vrut să... Și voi nu ați vrut să-i dați. Noi, eu n-am vrut să dau copchii. Când e în erajare, cum să-i dau copchii? Și am făcut toate chipurile, i-am sunat lui, i-am zis, Vasile, fă toate chipurile, du-te la un notar, ca un notar acolo la România, unde ești acolo, și trimite-i prin facția ca la primărie, la asistența socială, acolo la doamna așa, la doamna Mașa. Și el a făcut toate chipurile și a trimis. Și doamna și-a oprinit-o prin fac și adică eu dau pe fugare Miran și fugare Mira sub custodia ca lui doamna Costin. Și ne-am noi cu custodia și ne-a făcut nouă custodie primăria și ea ca cu dânsa ea ca unicul document care avem noi pe copchiiște. Asta. Vreau să vă întreb pe voi, ați auzit-o pe această femeie, pe Zarina? Bine, nu a vorbit foarte mult. Da, cu ce impresii v-a lăsat, cu ce emoții v-a lăsat? Deci ea se îngrijorează, că zice, de ce mă atacați, că uite, eu am lăsat copiii cu părinții, eu nu i-am lăsat în drum. Și s-a dus la a, păi așa și spune, că adică că noi nu suntem străini, ea ca și da. În gândul, adică e asta. Adică i-a făcut adică o faptă bună. Nu i-a lăsat la străini, dar i-a lăsat la bunei, adică. Da. E așa se gândește. Da. Dar nu ne-a lăsat. Dar plecând după cărbuz. Nu ne-am înțeles. E fost o femeie ca lumea, ești trebuie să spui. Dar așa e o... Știți, întrebările reporterului au trecut așa ca un vânt pe lângă urechi. Mi-ai încrezut, au dat copiii la buniei, aici o să fie întreținut. Omul n-a reușit. Deci, ea nu a greșit cu nimic, așa mi s-a părut și mie. Așa crede ea despre... La dânsa merge și pe planul. Da? E știe că e prima să vină, nu știu, peste câți ani, e o să vină și o să iei. Eu am acum un caz când m-am lăsat copiii 3 ani și tatăl singur, eu spălat. Și mama acum a venit și-l dă în judecată pe tată ca să iei copiii peste hotare. Că ei au fost și s-au realizat. Deci, acum avem și o situație similară, unde mama habar n-are. Ești, mă bucur că toți bunei, până când convenționali, dacă bunei sunteți, dați dovadă de omenie și respect și dragoste față de copii. Și această mamă, cum am zis, ea nu merită să fie numită mamă, asta e părerea mea. Obiectivă, subiectivă, s-o tratează fiecare cum dorește. Petru, să revenim la acele acte ale copiilor. Ați pomenit mai devreme că Vasile acolo nu figurează în niciun fel, în actele copiilor. Nu figurează Vasile. Și că ar figura un bărbat. Știți ceva despre acel bărbat? De ce e el? Care este explicația? Bărbatul ăsta e o neam de aici. Ei au avut deport din Rusia. Cu familia ei. Familia ei adevărată e Gânga. Așa. Ei când au avut deportul din Rusia, ei s-au înscris cu un neam de ei. Și-au luat familia lui, fugari. Poate să treacă. Și cu familia asta, e că o poartă și în ziua de azi. Ei cu familia asta, de-am, eu putut să treacă în bărbatul Rusia. Bărbatul acela, el este tatăl copiilor? Nu. Sau ea ce vă zice? Nu, așa la e pur și simplu. Chiar dacă el e trecut în acte ca tată, voi nu credeți de că el este tatăl. Nu, așa la n-are treabă cu dânsa, nu. Da. Dar dacă, stați puțin, dacă nu e el și nici nu e Vasile, atunci cine e? Soțul e asta, mă. Nu știm. Asta, păi, soțul care soț? Stați puțin, că nu mai înțeleg. Mai scurt, vă ea acum este căsătorită? Oficial, ea este căsătorită? Nu, cu a nostru nu. Nu cu a vostru, cu cineva, cu oricine. Oficial, e căsătorită oficial cu Fugar Serghei. Dar Fugar Serghei ăsta, e n-are nică cu dânsa. El e un neam de aia. Pur și simplu s-o înscris cu dânsa că să aibă chip să ducă rău să ia înapoi. E să schimba familia. Petru, nu există pur și simplu. Deci este o căsătorie oficială. Ea acum este într-o căsătorie cu acest Sergiu. Da. Și tot el figurează în actele copiilor drept tată. Corect, da. Am întrebat-o deschis pe Zarina despre tatăl gemenilor pe care i-a născut acum 7 luni. Haideți să auzim ce ne-a spus femeia. Am avut așa niște probleme și m-am înscris cu... Dar el ne neamă, eu n-am nimic, dar m-am înscris cu dânsul și... N-am mai dat la razvod, că l-am catat și nu l-am mai găsit. Dar acel bărbat, adică el nu este tatăl copiilor, da? Nu. El nu-i tata la copii. De exemplu, ea spune acum că nu a mai găsit, dar a vrut să divorțeze, da? Ea poate să facă asta.
fără el prezent. Adică nu e nicio problemă. Ea doar să vrea să facă asta, da, și să, da, se strică. Dar faptul că în actele copiilor figurează un alt tată... Da, asta o să fie complicat, dar nu-i... Iată cu adică. Deci nu putea să includă pe altcineva ca tată atât timp, da, cât se afla juridic. Nu vorbesc ca familie, dar juridic. E este ca familie, da? Ca soț și soție. E nici nu putea să includă în certificatul de naștere copiilor pe tatăl adevărat. Chiar putea să declare de 100 de ori că Sergiu nu este, pentru că nu se permite. Ca să poți să se consideră... Deci o femeie căsătorită nu poate naște copiii de la alți bărbați. Nu, poate, dar din punct de vedere juridic ei nu pot fi incluși ca tată, pentru că se prezumă că nu este adulter și s-au făcut copii în cadrul familiei. Și până nu divorțez, nu poți să-l incluzi pe nou tată. Aici e o procedură mai complicată. Ea cum trebuie să divorțeze, să constate paternitatea lui Vasile, dacă testul ADN o să arate că el într-adevăr este... Doar cu ajutorul testului sau o poate nu, face poate altfel? Nu, poate să fie și așa, dacă... Printre alții, de acord cu colega aici, numai că uitați că căsătoria cu fugari este o căsătorie fictivă. Și anume ea poate fi declarată de acum, sau nu, de la momentul înregistrării, deoarece este o fictivitate și ce singur recunoaște, inclusiv și fugarea să recunoască. Deci, asta va fi una la modul practic, ea poate să meargă, nu știu, unde trebuie să mergi ca să desfaci căsătorie. În instanța de judecată. Eu nu am experiență. În instanța de judecată. Așa, merge în instanță, pur și simplu declară că căsătoria a fost una fictivă. Și obține divorț? Nu, referitor la divorț, instanța de judecată depune cerere că de la bun început această căsătorie nu a avut de scop de a întemeia o familie și de acum instanța de judecată pun la ideea că avem și înregistrarea respectivă, adopta o astfel de hotărâre. Însă, deci ca o spun lucru dat, fiindcă aici va fi unul din temerile ca să fie anulat certificatul de naștere față de copil. Și ulterior să fie temeiul juridic ca să fie înregistrat Vasile ca și tată. Eu... am văzut-o pe Zarina în această filmare cu un copilaș în brațe. Vreau să vă întreb dacă știți ceva despre acest copil, cine este el și de ce... E copilul Zarinei? E care, da, copilul. Cu soțul prim are 5, dar la soacra aici 4 și aici sta la urmă cu dânsa. Ea a fost cu acest copil și la voi acasă, da, când vi-a dus pe cei doi gemeni? Da, cu dânsa, da. Ei pe asta nu le-a pădă niciodată. Patru s-le pădat cu soacra ei. Dar ce vă spune? De ce anume asta e preferata ei? Eu cred că o iubește mai mult pe dânsa. Noi am întrebat-o și pe Zarina despre acest copil. Haideți să auzim ce ne-a povestit ea. Știm că mai ai 5 copii. Cu ei, când ultima oară te-ai văzut? Tot așa le sun, așa e ea, că dacă n-am fost acasă o lună înapoi, am fost și le-am văzut. Le trimite bani, le trimite de școală, de așa e, tot am făcut capicustva, că e de bunica ei. Copiii ceia sunt de școală, care de grădiniță și nu sunt tot pe drumuri de umblat cu noi și s-au înțeles cu soacra ei că să le sunt puțin copii acolo până ce la școală, până ce ne punem noi, ne aranjăm o leacă, că avem și aici doi pe capul nostru și nu-i greu și nouă, avem și fetița cu noi, mai avem problemele noastre. De ce dintre toți acești 7 copii ai luat doar fetița asta de 3 sau de 3 ani? E, dar pe asta numai cu mine, asta eu când m-am luat cu dânsul, ei eram ticuță, de 2 ani și e, păi ea numai cu mine. Aceia sunt mai mari, adică care au 9 ani, care 10, adică și aceia, dar mulți erau de prinși cu bunica lor, dar asta e micuță, adică nu puteți, vedeți că e încă tot cu biberonul și adică. Ea n-a făcut gestul respectiv de copil, vioi, să bage și ea în față, în cameră, să spună un cuvânt, să scoate suzeta. Nu scut faptul că ea o folosește, fie la cerșit sau altceva, și nu scut faptul că ea e sub droguri, adică ceva, i-a dat ceva niște substanțe ca să stai așa copil liniștit. De aceea eu mă îndoiesc și bine să fie verificat în ce condiții crește acest copil. Eu nu văd dragoste aici, este altceva la mijloc. Dar explicația, ea este cea mai mică, de aia e cu mine. Restul... Nu, cei doi care sunt Moldova. Da, dar de ei nici n-au pomenit. Deci am luat-o doar pentru că este cea mai mică din acei 5. Da, o întrebare. Atunci când a fost însărcinat, 9 luni totuși, a fost, a trăit cu voi?
Și care au fost sentimentele? Nu, noi eram la Germania când era ei căsătorită, asta însărcinată. A, și voi doar când am născut? Noi nu, n-am văzut. Nici n-am pregătit, nu... Nu născut din nouă luni, dar de șapte. În schimb, voi știați de ceilalți cinci copii pe care îi are. Știam. Și ea ce povestea? Deja când născuse eu și... Eu i-am dat întrebarea asta. Cum ai putut tu să lepezi copiii tăi? Du-te acasă, fată, hai la copiii tăi. Și ăsta împărat acolo, lângă copiii tăi. Și tu ți-ai repădat copiii și ai venit să umbli cu băiatul meu pe aici. Și ea ce povestea despre acei copii? Riscrești viața lui fișorul meu. Ce vă povestea ea despre ceilalți copii? Dar nu pot eu să mă duc la dânșii, că ei pe mine nu mă iubesc, ei pe mine nici nu mă știu așa. Nu s-o coate, cum? Așa v-a povestit ea? Ea spune că, adică copiii ăia care i-au crescut soacra ea, nu-s deprinși cu dânsa. O știu pe dânsa că e mama lor, dar... Ei nu se uită la dânsa, nu trag copiii și la dânsa. Da. Dar asta înseamnă că ea i-a lăsat de mult timp. De mult, de meditei. Cum i-a născut, i-a lăsat cu soacră sa. Deci e exact aceeași istorie cum istoria cum noastră, istoria gemenilor. O pățit-o prima dată soacră sa și a doilea istorie la noi. Nu, pe Rusia i-a trăit mulți ani. Totdeauna Aniuta și ea, cum o cheam pe soacră sa, Aniuta o cheam. Eu o crescut copiii și ea. Echipa noastră a vizitat-o pe fosta soacră a Zarinei, care locuiește în satul Talmaza, din raionul Ștefan Vodă. Femeia are 52 de ani și crește 4 copii din cei 7 pe care i-a născut Zarina. Iată ce ne-a povestit femeia despre cum se descurcă, dar și despre implicarea mamei copiilor în viața lor. Ii de tăță șiși, dar aceea mi-e pică, i-am dat-o ii, dacă ăștia 4 am rămas eu. Da. E ca au vrut ești pe cei mițică, dar ei nu au fost greu, zic, nu pot. Singurică, nu m-a mai ajut cu nic, amunici nu mai suna din când în când, dar amunici nu sun. Fata are 10, băietul are 9, una am de 7 ani și una de 6 ani și nu, dar cum, iată așa, tot vreme cu mine. Ies o mare tată, au făcut 2 copii cu acela și... E ca tare, alții pe mese, e dam unul să bate capul de ăștia. Cu ziua odată m-a mai răpăt, eu așa, mai ies sorme, m-a mai ajut așa să ies armana că și poate. Și atâta, dar așa, n-am nici dintr-o parte, n-am, cum vreți. S-o găsit cu Vasile și s-o maritat și așa s-o duc. Nu mai are e grijă. Eu am 8, dar nu fac diferență între copii, adică nu, eu credeam că nu există așa ceva, să poți face diferență, dar acum îmi dau seama că sunt așa cazuri. Noi tot am rămas, când am auzit și faptul face Zarina, noi am rămas cel mai trăsniți. Greu în acest moment, îmi vine să mă gândesc la această femeie, să crești singură 4 copii, bine, chiar dacă nu sunt copii de alăptat, da? Dar corect, 4 copii singuri. Și fișorul e la închisoare, tot din sprijină aia. Deci femeia asta are 4 copii pe care trebuie, uite, în fiecare zi, gândește-te, cu ce îi hrănești, cu ce îi încalți, cum îi educi, ce le spui, ce poveste le citești noaptea, dacă mai are puteri femeia asta să le mai citească povești. Și fișorul e la închisoare și ce să le spui despre părinți, despre mama, ce... Incredibil, eu nu știu cum se descurcă femeia asta. Tot respectul pentru ea, sper că mai are puteri. Ea merită tot respectul nostru, fiindcă uitați-vă cu câte blândețe, cu câte dragoste povestește despre copii. Eu nu știu dacă dragoste am auzit, eu am auzit multă oboseală. E oboseală, dar felul că una are 10 ani, una are 6 ani de zile, îi pune mâna pe cap așa. Am tras atenție la aceste elemente care fac să spună că ea iubește pe acești copii și îi crește. Știi? Ca o adevărată mamă, fiindcă a spus că ea s-a măritat de acum, de aceștia 4 a și uitat. Uitați-vă cât de mischină este ea care a născut. Atâta, i-a născut numai. Fiindcă spune că eu am trimit bani, eu le sun, eu trimit haine de școală. Tot este e o falsă, e minciună. Dar asta nu poate fi numită mamă, chiar dacă a născut-i tot așa. Eu vă mai întreb o dată. Voi ați încercat să discutați cu acești doi oameni maturi? Ei au 28 și 27 de ani. Felul în care se comportă vorbește despre faptul că sunt absolut infantili, ambii. Dar totuși, voi, ei ce vă spun? Voi i-ați solicitat copiii, responsabilități, când veniți, ce faceți? Poate au o soluție, poate ce fac câteodată ei? Câteodată îi sunăm, nu răspund.
Și când răspund, el spune, mam, vinim. Și se mai certează și spune că Zarina nu vrea să vie. Și pe cine să cred, pe cine să înțeleg. Zic, veniți că nouă ne-i greu la amândoi, cât de greu sunt și de-aia, mă, nu pot să-l lăsăm copila așa să plângă. Și zic, veniți că ori trebuie să ieșim la muncă, că vin iarna, greutăți, din partea căldurii, din partea la tătă. La ce mai sperați, Tatiana? Iată, ziceți că nu-i mai credeți. Chiar dacă vă promit că o să vină, că o să... Noi vrem să facem documente pe copiii ăștia. Că să vii... Zic, dar și una, îmi pare rău de fișorul, de duș și tot e copilaș, dar și de fișorul meu tare îmi pare rău. Vreau că să vii acasă, lângă noi, că acolo e singur prin străini, îi se certează. Și apoi el îmi spune, mamă, mă lungă. Și el rămâne în drum. Dar acolo e mama ea. Da. Deci mama aici și dumneavoastră îl chemați acasă? Al chem, zic, Vasilică, vin acasă, că cum suntem noi răi buni, noi suntem părinții tăi. Și dacă revine, ce va fi? Ne-am pare tare ghini, răi buni, să-l văd acasă și retrăiesc. Eu am și așa cu copii, n-avem somn, n-avem odihnă, luptăm tătă zău așa. Dar astăzi ați venit la noi în platou, nu doar să ne povestiți această istorie. Voi vreți să aflați un adevăr. Da. Da, o să de deci asta tot de mai tare. Noi i-am crescut, dar tot ne jăli nouă de dânsă. Dar nu o să aveți încredere în ficior niciodată, fiindcă el se îi pat ca bluh. Eu pot să-i nasc și să-i las. De la ceea ce se întâmplă în jur și diavolul a început să-și facă cruce. Ce-aș făcut eu dacă copilul meu venea cu așa un buchet? Da, soțul ea când a venit acasă din pușcării, eu am un ficior. Ia că ce bună întrebare. Mamă, tată, ședeți orea cu copchii, că noi am venim. Și voi ați crezut? Și nu jumătate de oră s-au plinit jumătatea. Petru și Tatiana Costin din Călăraș spun că într-o zi de aprilie s-au pomenit cu doi bebeluși în casă. Ei povestesc că cea care le-a lăsat pruncii este iubita fiului lor, Zarina. Bărbatul zice că după ce le-a adus copiii și i-a anunțat că le sunt nepoți, tânăra a dispărut. Unde-s documentele? Nu s-a, că se dea pe masă. Când mă uit, nu, și-am priceput că iar au fugit. Ei au lepădat copchii și au fugit și noi a rămas cu copchii. Noi n-am putut să lepădăm copchii și noi. După ce au depășit primul șoc, cei doi soți au încercat să dea de urmele Zarinei. Ei au aflat că la doar câteva ore după ce le-a adus pruncii, femeia ar fi trecut hotarul spre România. Undeva peste vreo două ore, tot el m-a sunat. A, tot Vasile v-a sunat? Vasile m-a sunat și a stat eu de la România. Dar copiii ăștia și mi-ai lăsat mie. Eu trebuie să mă duc la lucru. Ei vă ajută cumva? Nu, vă susțin? Nu. Deloc nici o capică. Eu îi spunem, las-o că iar nu te ține de dânsă. Că are copii. Iar cinci copii are. Da. Fără ăștia doi, mai are încă cinci. Una o ține cu dânsa, patru s-a lepădat. Eu ziceam, șesc că fata asta nu-ți pare viața așa. E încurcat, are soțul la închisoare, copii. Nu, mamă, eu așa înșagă. Mai mult, Petru și Tatiana se îndoiesc că geminii sunt nepoții lor și acum își doresc în primul rând efectuarea unui test ADN. Dumneavoastră zicea că fata asta amnă cu tine, dar băietul nu. El folosește cu tableci, cu... și e tot. Și prin asta ea l-a legat. De cât de s-o legat, l-a străcat mai tare, e pe dânsul. Dumnezeu știe, și-a făcut e, poate s-a și dus la bărbatul la pușcărie, acolo la sfidare, în adeverințele de naștere, nu-i pus ca tată băietul meu, dar i-a pus ca tată altul, unul Serghei. Da, asistența socială de la Călăraș nouă ne-a spus, voi dacă nu aveți niciun document pe copchii ăștia, voi țineți la voi în casă copchii ilegal. Vreau că să vii acasă, lângă noi. Că acolo e singur prin străini, îi se certează. Echipa noastră a reușit să dea de urmele Zarinei, mamei gemenilor. Unde se află ea acum? Ce a motivat-o să-și lase pruncii în brațele unor oameni care o resping? Și cum își argumentează fapta? Ce ascunde tânăra despre trecutul ei? Anume din această cauză, Petru se îndoiește că micuții sunt nepoții lui. Ce spune Vasile despre relația cu Zarina și care vor fi rezultatele testului ADN? Voi vreți să aflați un adevăr? Da. Da, o să de deci asta tot mai tare. Deci să avem adevărul cu scopchii.
Discutăm despre situația în care au ajuns Tatiana și Petru Costin din Călăraș. Soții cer cu insistență efectuarea unui test ADN pentru doi bebeluși de 7 luni pe care îi cresc la ei în casă. Ei povestesc că acum jumătate de an fiul și iubita lui le-au lăsat în casă gemeni nou-născuți și au fugit din țară. De atunci, ei nu mai pot face nimic altceva decât să le poarte de grijă copiilor. Asta chiar dacă se îndoiesc că micuții ar fi nepoții lor. Ei o acuză pe iubita feciorului că ar avea o viață tumultoasă, cu multe relații, din care ea a născut deja 7 copii și pe care i-a abandonat unde a apucat. Fosta soacră a Zarinei ne-a confirmat că, într-adevăr, tânăra i-a lăsat în grijă 4 copii, de care nu-și mai bate capul. Noi am găsit pe cei doi iubiți fugari în Germania. În discuții l-am întrebat pe Vasile care sunt planurile lor de viitor. Să auzim ce ne-a zis. Noi suntem la moment în Germania, suntem la mama ei, că era acolo, trebuie să mă pun la muncă și din păcate e ca singur vă arăt, să-mi spuneți că și cu sutul la mine mâna și la moment, adică stăm la mama ei, că știți cum. Altă variantă nu e, mă. Noi așa ne-am gândit că trebuie să vedem cu niște bani, mă, și trebuie să venim acasă. Sau ia măcar să vii să ia copiii sau să vii împreună cu părinții înapoi încoace. Dar noi, de când ne-am pornit încoace, noi o lună nimic nu am primit și am spus lui Smael de câteva zile că îi primit. Cam venit și vă spun cu mâna asta cum e rupt. Aici, la mama ei, aici în Germania, știți cum, nimeni n-a să-ți dă față, n-a să faci singur. Vrea să vii acasă, să-și facă documente la copii, să treacă copiii în familia lui. Așa. Și să-și iei copiii și să plece peste hotar. Înapoi. Cu Zarina, da. V-a zis și un termen când se va întâmpla asta? El a spus că poate să vii și mâine și pui mâine acasă, da? Și nu știi. Dar a mai zis-o, da? A mai zis, da. Eu nu cred. Ați venit la noi pentru a afla adevărul. Da. Aceasta este marea voastră întrebare. Asta sunt, da, sau nu cei doi gemeni pe care îi creșteți deja de jumătate de an nepoții voștri drepți? Aici vreau să vă întreb. Dacă v-ați gândit la planul A și planul B, vă întreb direct. Dacă acest test ADN va demonstra că acești doi copilași nu sunt copiii lui Vasile și nici nu sunt nepoții voștri, ce veți face? Noi i-am crescut, dar tot nijeli nouă de dânșii. Ce o să faci? Chiar dacă așa copii străini, noi i-am crescut și nijeli de dânșii sunt copii. Dar și să facem, putem să-i dăm lui mama lor copiii ăștia. Și mama dacă mama nu îi vrea, din câte se pare, ce o să faci? Dacă e n-a să vrei să nu va veni, nu îi va lua, ce veți face? Iar voi veți ști că nu sunt nepoții voștri. Dacă nu sunt copiii noștri, nu sunt nepoții noștri, eu îi dau lui Măsa, lui mama lor. N-ați copiii tăi, fă și vrei cu dânsul. Dar tot dumneavoastră mai devreme a zis că eu mă tem să-i dau Zarinei, pentru că îi poate abandona undeva în gară. Și așa poate fi. Dar știi ce mai spus e? Eu le iau și le dau la mama mea, la mama ea. Deci voi o să-i dați? Dacă nu sunt copiii noștri? Dacă nu sunt nepoții voștri. Dacă nu sunt nepoții noștri, cum să vă spun? N-ați putem ne fără dânșii. Eu am impresia că voi ați venit aici în speranța, adică să faceți testul la ADN, dar în speranța că acest test va demonstra că ei sunt ai voștri. Da? Asta este marea voastră speranță. Da, Doamne, și am văzut diferiți eroi în acest platou și majoritatea dintre ei veneau în speranța că nu va fi copilul sau copiii lor. Da, da. Dar uitați-vă că la voi este exact invers. Voi chiar sperați din tot sufletul că ei să fie ai voștri, da? Da. Bine, atunci vă întreb, dacă testul va demonstra că ei sunt copiii lui Vasile și, bineînțeles, nepoții voștri, ce veți face mai departe? Care e planul? Îi creștem. Documentul, ia că asta e principalul. Ne stărâim, facem document, le trec în familia noastră și ei rămân la mine în casă, copiii ăștia. Ca să înțeleg corect, vreți ca Vasile să fie introdus în actele copiilor ca tată?
Corect, da. Sau chiar vreți voi să-i, nu știu, să-i adoptați? Adică dacă el e tata lor, mai bine și el tata copiilor. Că-i... Sau chiar vreți să deveniți părinții lor adoptivi? Să o lipsiți pe Zarina de drepturile părintești și să-i adoptați voi? Și așa da. Se poate, da. După noi și eu tot, eu n-am să dau, eu nu vreau ca să și până la urmă să și cu dânsa el. Și atunci cum avra, n-ai cum să e, are copii, da? Soțul ea când a venit acasă din pușcării, eu am un fișor. Asta, cum s-o cotiți? Asta e foarte... Așa, deci voi sunteți gata să-i creșteți mai departe în cazul în care ei sunt nepoții voștri? Da, dar păi noi n-a să-i după. Documente, așa după noi, dar... Noi... Asta trebuie că... să facem documente pe dânsă că să ne putem trece în familia noastră. Cum rezultatele acestui test ADN pot influența situația de mai departe și soarta acestor copii? Este un document aici, actul de custodie asupra acestor copii. Acesta este un atu foarte mare față de ei ca ulterior să marcă după procedura de adopție acești copii cu o singură condiție că Zarina va fi lipsită de drepturile părintești și acești copii vor fi liberi spre adopție. Și acum, ulterior va merge de acum procedura este, spre adopție. Cât de mare este riscul ca Zarina să fie lipsită de drepturile ei de părinte? Eu, în condițiile în care s-a povestit astăzi, este foarte ușor să fie lipsită de drepturile părintești. Cine poate lua această decizie, cum și când? Această decizie poate fi adoptată de către instanța de judecată în conformitate cu toate actele care vor fi dovedite de la primărie, de la asistență socială, că ea și-a abandonat copiii de la, aproape de la naștere. Cine poate iniția această procedură? Pentru că până în acest moment procedură nu prea am auzit de implicarea autorităților aici. În afară de faptul că li s-a dat eroilor noștri custodie pe ce copiii li s-au oferit. Mai mult, nu știu, n-am auzit. Și autoritățile ar putea să o inițieze în cazul în care asistența cine socială... Cine trebuie să inițieze această procedură de lipsirea drepturilor de părinte? Sunt mai multe persoane care au drept să o facă. Vorbim de procuror atunci când acționează pe o cauză civilă în interesul unei persoane, de asistența socială din teritoriu, sau de al doilea părinte care solicită ca primul să fie decăzut din drepturi. Adică avem mai multe situații. Și iarăși, testul aici că dacă ADN-ul confirmă că Vasile nu este tată, Vasile nu poate iniția o asemenea procedură. Mm-hmm. Da. Numai autoritățile. Numai autoritățile au dreptul, pentru că deja copiii urmează să fie instituționalizați. Dacă cum credeți, autoritățile ar trebui să se alarmeze în această situație și să se implice deja? Deci, uitați-vă, noi am aflat povestea, practic, a 7 copii, 6 dintre care sunt lăsați așa de mama lor, bine, custodie, nu știu ce. În această situație, ea poate fi lipsită de drepturi sau încă nu sunt niciun fel de drepturi? Trebuie să înțelegem, custodia asta practic nu e nimic. Custodia asta e un document care pur și simplu undeva îți acordă, nici nu poți să-l numesc drept, niște permisiuni legate de copii. Să-l duci la școală, să-l la spital, la medicul de familie, să-l înregistrezi, să locuiască cu tine. În principiu, mari drepturi, custodia asta nu ți-o oferă, da? Ca să înțelegem noi corect ce înseamnă custodie. Iar ce ține de autorități, deci, Natalia, noi tot timpul vedem că la noi până nu se întâmplă ceva grav, asistența socială de obicei face în anii. Da, așa s-a deprins. Când se întâmplă o situație mai gravă, atunci cumva reacționează. Eu, în cazul dat, o mamă cu așa un pachet și așa o biografie în spate, să nu fie cumva atinsă măcar de autorități, mai întâi cu o discuție, cu o comisie multidisciplinară, cu niște avertizări și cu cei mai drastică măsură ar fi chiar aceeași privare drepturile părintești, cred că pare banal, dar asta e situația reală, așa se întâmplă. Revin la testul ADN. Dacă acesta va demonstra că acești oameni nu au nicio legătură de rudenie cu copiii pe care îi cresc, copiii mai pot fi lăsați în custodia unor oameni străini, absolut străini? Sau atunci autoritatea va trebui să ia niște măsuri, decizii? Custodia în cazul dat nu a fost instituit datorită lui Vasile.
pentru că el nici nu este în certificatul de naștere. Deci orice om poate avea, obține custodia unui copil, chiar dacă este absolut străin. Absolut străin. Custodia se face la solicitarea părintelui care este în imposibilitate de a se afla cu copilul și poate să o facă absolut pe oricine, chiar dacă nu este rudă. Și pe un vecin și pe un prieten, deci nu, categoric nu este stabilită o limită. Principalul să nu fie copilul în pericol. Așa, am înțeles. Și această custodie poate dura la nesfârșit, până la majoratul copiilor? Ia ca ce bună întrebare. Pentru că custodia de obicei se face pe anumite perioade, cât mama este în imposibilitatea sau tata se află cu acești copii. Haideți să aflăm de la eroii noștri. Custodia pe cât timp a fost făcută? Știți care este termenul? N-are termen. Nu, e fără termen. Fără termen. Da, e fără termen. Păi asta înseamnă că până la majorat copiii pot fi crescuți. Numai că aici am vrut să continui gândul. Atâta timp cât autoritatea a făcut custodia, are și obligația să verifice în ce măsură acești doi străini, pentru moment vorbim, au grijă de acești copii care au fost rămas în custodie și aici s-ar putea să urmeze acele acțiuni pe care domnul le-a spus. Vine cineva să verifice medicul de familie, că copiii sunt sănătoși, că îi îngrijiți. Da, noi îmbrăm pus la spital, le facem vaccini. Medicul de familie vine la noi acasă să uite. Noi mergem la spital la medicul de familie. Le controlează. Le cer scuze, medicul de familie e una. Dar custodia o face autoritatea publică locală, prin asistența socială. Din asistența socială. Vine cineva să vă verifice sau nu? Vine. La noi este primăria care are grijă de la asistența socială. Ne întreabă de copii. Cum fiecare dintre voi vede evoluția acestei istorii și ce le-ați putea sugera eroilor noștri, având în vedere și testul ADN pe care și-l doresc și care va fi efectuat, realizat? Eu sunt în sentimentul acestor părinți, acestor bunici, pentru că dacă eu, pe tot parcursul emisiunii mă gândeam ce aș fi făcut eu dacă copilul meu venea cu așa un buchet frumos. În primul rând, pe mine mă învinuiesc, da, ca părinte, că el m-a mințit și mă minte în continuare, deci unde dumneavoastră ați văzut, unde ați greșit. Dar de acum încolo trebuie să mergem mai departe. Și eu tot aș fi dat, sincer, având așa o noră, da, eu tot aș fi, să văd eu, să fiu în liniștea mea, că este copilul meu, este sângele meu, deci, da, nu o să schimbe asta mare lucru, dar totuși asta e firesc. Dar în cazul în care nu o să fie totuși ADN-ul, nu o să confirme că Vasile este tatăl, eu cred că oricum trebuie să rămâneți bunici atâta timp cât poate, nici nu știe, ea o să fie adecvată și o să vină și o să-și ia copiii. Eu așa cred. Și dacă e posibil de făcut documentele astfel încât să, chiar dacă nu sunteți, dar rămâne întrebarea, da, de unde să găsești puterea să iubești copii străini. Dar asta e, nu, asta e, cine îl crește, acela e. Acela-i părinte. Teodor, tu ce sugestii ai pentru părinții, pentru eroii noștri? Hai să mergem din perspectiva. Testul ADN demonstrează paternitatea lui Vasile, testul ADN demonstrează că Vasile nu este părintele acestui. Printre altele, vă spun, 7 copii, pun la ideea că a avut un trecut tulmutos, ar putea să fie la 7 bărbați. Dar uitați-vă... Uitați-vă că fosta soacră îi crește pe 4, chiar dacă este obosită, dar nu e abandonat. Da. Nu știi, n-a făcut testul ADN, nu știi nepoții sau nu sunt nepoții ei, dar ei crește așa cum ea poate. Deci, indiferent de faptul, eu sunt sigur, ce va arăta testul ADN, dumneavoastră veți încerca ca să-i adoptați pe acești copii, fiindcă cel mai greu ce a fost de acum este în trecut. 7 luni în continuare, 8, de acum o să vedeți cum ei gugulesc, cum ei vorbesc, da, și dragostea asta tot mai mare și mai mare o să crească la voi. Corect. Deci, uitați-vă, mă uit chiar la voi, citesc la voi pe ochi, așa este. Referitor la Vasile, referitor la testul ADN și vă arăta precum că el este tată, o să vă bucuri mult mai mult. Dar nu o să aveți încredere în ficior niciodată, fiindcă el e patcablutni, adică e fustangiu, îmi cer scuze. El a căzut sub influența acestei doamne, și pe s-o fugărește din apartament. El așa ca o pisică se întoarce înapoi. Și mă asta chiar retrăiesc pentru el și vrea să întoarcă acasă, fiindcă aveți sentimentul ăsta față de mamă și față de Vasile. Dar
Nu aveți încredere că îi va crește pe acești doi copii și eu sunt sigur că dumneavoastră vreți actele în regulă și să-i adoptați și creșteți ca mamă și tată, așa cum i-ați crescut aproape de la naștere. Deci asta este sugestia ta, ca să inițieze eroii noștri cumva procedura asta? Nu de... cumva, ei vor iniția, eu citesc la dânși pe frunte că vor iniția, indiferent de faptul ce va dori Vasile sau Zărina. E posibil, 100% e posibil. Chiar și vor face lucrul acesta. Copii, dacă nu vor fi nepoților. Chiar dacă nu vor fi nepoților. Din momentul dacă testul se afirmă, eu presupun că vă va da așa o putere și mai mare pentru a întreține acești copii și a merge cu ei înainte. Din momentul în care se va dovedi faptul că nu sunt nepoții voștri, eu presupun că, adică nu pot să zic ce va fi după, decizia va aparține, pentru că din momentul când noi aflăm o realitate, da, iată, un adevăr, se pot schimba foarte multe, pentru că un lucru e clar, că comportamentul ei învățat, adică a partenerii ficiorului, e învățat prin ce? Eu pot să-i nasc și să-i las. Știți, fenomenul ăsta abandonului, și anume când mama lasă copilul, nu zadar spune că de la ceea ce se întâmplă în jur și diavolul a început să-și facă cruce. Eu vreau să vă recomand, dacă testul demonstrează legătura de rudenie și că ficiorul fi tată, mergeți pe calea de cădere din drepturile părintești ca să obțineți voi toate drepturile și credeți că nu o să regretați și nici acești doi copilași nu o să regrete niciodată că nu o să fac comparații între mocirla unde puteau ajunge și acolo unde dumneavoastră îi creșteți și ceea ce le oferiți. Dar dacă cumva nu se confirmă legătura de rudenie, dar având în vedere poziția care ați manifestat-o în platou, totuși vă recomand să fiți insistenți și să mergeți pe calea perfectării actelor, anume că acești copii să fie cumva legalizați cu dumneavoastră. Nu-i lăsați, că natalitatea, știți, da, pe noi Zărina ne ajută să ne mulțim ca număr de populație în toată țara, făcând cât și așa câteodată. Păcat că nu are posibilitate să această bucurie demografică care o avem din cauza lui Zărina să fie cumva nu la cantitate, dar să fie și la calitate. Direct din platoul nostru, soții Costin, împreună cu geminii de 7 luni, se vor îndrepta spre laboratorul Briometest, unde va fi efectuat testul ADN. Noi încheiem aici. Liniște și pace vă doresc. Să aveți pe cei dragi mereu alături. Briometest, laborator de analize ADN. Hotărât să afle adevărul despre geminii pe care îi cresc, soții Tatiana și Petru Costin au ajuns la laboratorul Briometest. Înainte de a intra în cabinetul specialistului, ei nu au ezitat să vorbească încă o dată despre dubiile pe care le au în privința paternității copiilor. Noi vrem să vedem dacă suntem buni a copiilor. Să știm precis 100% că aceștia sunt nepoții noștri, noi n-avem să ne adresăm, dar așa știm la 50%. Ne gândim și așa și așa, să ne gândim, să vedem să aflăm precis rezultatul. După ce au fost întocmite actele, a urmat procedura propriu-zisă. Mai întâi, specialista de laborator a prelevat analizele genetice de la Petru și Tatiana. Sper că scoscați curând. Ulterior, au urmat și gemenii. Cine sunt băreți? Cine sunt băreți? Vedem un pic. Probele se sigilează. Deci vă uitați, da? Fugar Miran? Miran, da. Da. Te uiți la mine? Zâmbăreață! Așa, și cum da. Da. Probele se sigilează. În rezultatul analizei de laborator se va stabili dacă există vreo relație de rudenie dintre soții Costin și gemenii pe care îi cresc. Este un pic mai complicat, deoarece noi toți moștenim de 50% de informație genetică de la tată și 50% de la mamă. Respectiv, ramificarea deci se dublează, da, la bunei. Și este un pic mai complicat. Însă este un rezultat sigur prin care la fel se procede atunci când părinții nu sunt disponibili pentru a afla dacă există sau nu o relație de rudenie.
După ce probele au fost procesate, specialiștii laboratorului Briomed Test au predat rezultatele testelor ADN echipei noastre. În aceeași zi am anunțat pe Tatiana și Petru Costin. Domnule Petru, vreau prin dumneavoastră să vă anunț că noi am primit rezultatele testului ADN. Noi vrem să venim la dumneavoastră acasă să vă spunem rezultatele testului ADN. Da, știți, dar cum? Pe curând! Ce credeți că e în aceste plicuri? Care este adevărul? Că sunt rezultatele anului. Dar ce o să faceți dacă iată în aceste plicuri o să arate că nu sunt nepoții dumneavoastră? Ce o să facem? O să le dăm copiii lui mamsa, mama lor, dacă n-aș fi nepoții noștri. Testele ADN au arătat că acești doi copii pe care îi aveți în grijă sunt nepoții dumneavoastră. Neaca, ne pare bine. Ne pare bine. Eu vă dau exemplarele dumneavoastră. Așa. Și pentru fată și... Da. Mulțumim. Mulțumim mult. Da. Noi ne gândim că ne vedem că fetița seamănă nou. Sunt nepoții noștri, noi nu le dăm. Noi le creștem noi mai departe. După ce Petru și Tatiana s-au convins că prin venele copiilor curge sânge de al lor, ei ne-au spus că vor să meargă mai departe în instanță și să obțină toate drepturile asupra nepoților. Așteptarea a fost cu nerăbdare. Tot vrem să mai repede să aflu rezultatul. Mai departe am gând să cresc copiii ăștia eu, să-i trec în familia mea și să-i cresc. Să-i cresc eu. Vrem să-i înfiem și să-i creștem noi. Briomed Test, laborator de analize ADN.